Uite ce i-am dat bine, am început bine cu asta. Bă, cum așa de repede? Bine v-am regăsit, rău ați nimerit, eu sunt Gamerul, iar astăzi vreau un numit episod din Resident Evil 3 Remake. Ghiciți ce, eu am jucat cred că am un sfert de oră din joc. E obiectul nu filmat, dar din fericire încă mai aveam salvare, așa că putem relua. De data trecută am avut un Hunter, primul am avut introducerea. Așa că eu vreau să facem aici o schemă înainte să avansăm. Pentru că am aflat unde este, la cum se cheamă, safe-ul, codurile pentru safe și nu doar codurile pentru safe. Bine, mă interesează și că sunt niște iteme folositoare acolo, în camera aia. Codurile pentru safe se află, uite, după, mergem pe aici. Și sunt fix în camera aia, dar nu știu unde a apărut ceilalți zombie, că era efectiv... Ei, la început erau doar... Era doar unul și acum a apărut încă doi. Nu înțeleg de unde. Apar zombii ăștia aici. Din păcate n-am filmat, chiar am filmat niște părți interesante. Eram niște părți de bune care le-am filmat. Uite aici codul. 9 și 3. Ia ușor. Ce mai e? Glanțe de pistol. Am și grenade. Așa, acum trebuie să mergem la etaj. Să mergem în camera de tratament, în treatment room. Mă, ce iubesc. Deci partea ta cu spitalul chiar e horror, sincer. Din jocul ăsta. În jocul ăsta n-am prea avut chestii horror. Dar partea asta aici e. Deci, mai filmează obiectul? Da, filmează. Bă, dar ce m-a enervat că am filmat vreun sfert de oră și nu mi-a înregistrat. Hai să mergem. La trecut am făcut cunoștință cu Hunter. Cred că o să facem cunoștință cu mai mulți acum. 1, 2, asta e 9, că e simplu. Gata, și azi cine dă aici. Oh, asta, deci chestia ta ne trebuie pentru Hunter. Că dacă mai sunt alții, adică da, da. Da, pe care încă că tot 64, deci acum, mamă, hai să vedem ce le facem. Când ne întâlnim cu ei. Bagă uitând ăsta așa. Ia uite acolo. Ia uite. Și nu ce umoară aici. Știa că au venit să umoare. Ăștia aici cred că au venit pentru ceva gen... cum se cheamă? Ăștia cred că au fost băgați de umbrela aici ca să elimine de-astea, cu dovezile sau ceva. În caz că vine cineva să caute, cum era cu ăla, cum îl cheamă, cu Mr. X din Mr. X. Gen Tyrant-ul nostru clasic, securistul din Resident Evil 2. Ăla era trimis ca să elimine toți supraviețuitorii din oraș. Cred că au fost băgați mai mulți, adică inclusiv ăsta, cum îl cheamă, inclusiv ăsta al nostru acum, Nemesis-ul. Da. Uite, așa i-am dat bine, am început bine cu ăsta. Bă, cum așa de repede? N-ai cum așa de repede să-mi dai... Așa e prea repede. Bă, ești nebun.
Cum a prins ăla așa? Mi-a dat un one shot. Mama, a trecut două gloanțe pe... lângă. Ăsta l-am băgat jos, hai și tu repede. Așa. Mamă, deci, ce gaură ți-am dat în cap, cum mai trăiești? Și cum te-ai ridicat dacă te cuțite ți-am dat în tine? Acum ți-am dat un cuțit după ce te-am împins pe jos. Cum te-am rezolvat? Ok, hai să deschidem ăsta repede. Venim aici, facem. Luăm planta aia. Așa, aici trebuie să vină aia, cum o cheamă, Jill. De ce efectiv Jill? E cam forgettable în remake-ul ăsta. Vreau să mă joc atât și originalul, dar n-am pe ce să mă joc. Adică, în teorie, pot să-mi iau că e disponibil GOG, un fel de... Cum încă... Mamă, e disponibil acum mai nou pe GO, platforma GOG sau GOG, cum vreți să vă ziceți. E adaptat, gen Resident Evil 1, 2 și 3, originalele pentru PC, au fost refăcute. Adică nu sunt, au fost adapt, efectiv originalele din anii, alea din anii 90, doar că sunt... compatibile, gen cum a făcut ăștia de la Valve cu jocurile lor, gen cu Half-Life și CS:GO și... Mi-e rău că ăștia se feresc așa de ușor. Gata, am de încărcat un încărcător pe ăsta. Am băgat pix. Așa, acum repede, aici e ceva, nu. Să luăm toate turacile astea de aici la rând. Ok, gloanțe. Și fix ce ne trebuia nouă. Stai puțin. Ăsta trebuie să îl arunc. Bă, e ceva, îi dau discard. Mie îmi place să arunc chestiile de genul din... Sau știi ceva, până un altă dă-i așa un use la asta, din păcate, că trebuie să-i dăm. Mai vine unul, deja m-am jucat mai devreme, din păcate. Și am luat un sfert de oră și apoi mi-am dat seama, băi, dar de cât îmi filmez? Ce? Mă uit. Nu, filmează OBS, ia uite-l. Hai, trage în capa. Bă, doamne! Bă, ce mă enervează ăștia acum, nu înțeleg cum dau ei one shot-ul ăsta. Îi stai gâtul. Iarăși ne-am întors de aici. Deci ăștia nu sunt înfricoșitori, sunt doar enervanți. La acum nu mai sunt înfricoșitori. Sunt enervanți. A, nu, uite, pe aici trebuie să iau. Păcate nu pot să trag prin geamul ăsta. Ar fi o idee mai bună. Stai jos, urâtule. Gata. Ia gloanțele alea. Ia și gloanțele astea. Gloanțele, planta aia. Deschide asta. Mai trebuie să luăm caseta aia. Ce-mi vine așa în față ăsta? Am dat prea multe gloanțe când venea prea în față. Ia.
Bă, stai puțin. Bagă un dăst așa. Am consumat prea multe gloanțe acum, ăștia. Mai măcar ne mai dă gloanțe și acum trebuie să ne pregătim de ăla la alt. Aici, prin camera asta, nu pare a fi cazul. Cum vine celălalt? Gata. Aici mai e decât chestia alea pentru gilde. A, stai că mai trebuie să o luăm pe aici. Nu are, efectiv nu are rost să o luăm prin parte. Pe partea aia. Putem să o luăm, uite, pe aici, frumos. Prin grădină. Așa. Să ocolim partea aia. Încă ocoleam prea mult pe acolo. E gen, ocoleam... Ia, sau acum sunt patru, mai devreme erau... Bă, da... Ăla nu v-a făcut și vouă nimic. Măcar pe ăla l-am făcut repede. Păcate pe ăștia nu mai, nu drope, ăștia nu dropează nimic. Operating room. Ce n-ai bai în operating room? Ce-a rămas? Ce n-am luat de aici? Gloanțele alea totul... Ce mai e de luat de aici? A, uite o plantă care putem să facem o combinație. Când ajungem... Chiar dacă se mai ridică ăștia pe aici, nu avem treabă cu ei. Nu putem accesa asta, trebuie să mergem să luăm tape recorder sau tape player-ul ăla. Castofonul. Aia, da, acolo știu ce e. Macar mai sunt hunter de aia. Ești bine, Jill? Mi-mi place când se schimbă muzica așa, când intri în safe zone. E prea relaxantă, nu e bine. Ceva nu e bine. Hai să iau grenada, că poate îmi trebuie. Tape player-ul. Avem așa, așa și astea de heal, nu știu ce. Are gloanțe de pistol, ce-i drept acum. Stai acolo, Jill. Te rezolvăm noi. Nu pot să-i dau play? Ia, că nu pot să-i dau așa play. Îi dăm play când ajungem la camera respectivă. Aici tot trebuie să rezolve Jill. Partea aia. Hai. Azi pe aici era, nu? A, da, pe aici era. Noi nu avem treabă în cam parte, aici trebuie să ajungem. Bagă-l. All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, you bedpan changing waste of a nursing degree. Of course I have connections higher up. Of course the military consulted me on projects. Bine, nu mai stau să ascultăm totul lorul ăla. Niște gloanțe, binevenite. Hai pe profesor. Sau doctor, cum îl cheamă ăsta. Bard. E împușcat. Tyrell. Bard's dead. He's been shot. Shit. And the vaccine? I'm looking. We'll look harder. Vaccine. E un computer.
Îi dăm pe calculatorul lui. Ce e ăsta aici? It is my pleasure to cordially invite you to a banquet on pe 10 septembrie la hotelul central. Ok. Green herb. Așa. Bă, aia ce e în camera asta? E încuiat. Dar deci, aici în camera asta am colectat tot aici pe calculatorul lui. Email from Nathaniel Bard. Subject, reply immediately. Ok, so he's going to devour the whole country. I know you're watching this. The dead will wash over Capitol Hill like a tidal wave. You're not safe. However, you'll always be a good friend to me. Make for your way out. In my possession, one of those vaccine for the virus, Holy Grail, and... Okay... Nate, ăsta avea, deci aici avea... Are o doză la... Chief Nathaniel Bard, September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray, by making this recording and bringing the truth to light, that I can restore some small shred of honor to my name. A, ce am vrut să-și dea ceva gen... Asta a fost implicat direct. The Umbrella Corporation engineered this virus. And they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Ah, deci asta are ceva redemption arc aici. The rest of it is stored underground. În subteran. But those sons of bitches at the board, they want to destroy it. Ah, deci nu vor. They don't want the world to know what they've done. So they can erase all evidence that the virus ever existed. Deci nu vreau să apară atât că am fost și vaccinul pentru asta. No, I'm not a fool. I know they don't want me to... Ok. Carlos. I got you all along. And she trusted me anyway. Aia, Jill știa. Aia asta că ea de aia știa din Resident Evil 1 despre Umbrella și chestiile astea și... Măcar a deschis ușa asta, hai. Is it here? Mă, ce-a spart direct. Era direct rage de la... Bă, ia-l. A, n-am loc în inventar. Normal că n-am loc eu în inventar. De ce sunt toate cele astea la mine? Ăsta, știi, dă-i discard, n-am ce face. Nu mai am ce face cu el. Și nu mă mai întorc să-l duc. Mi-mi place să păstrez itemele astea în... storage acolo. Hai. Be careful. Ai grijă. Careful. Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. In one piece. Uite ce la anime. Aoleo, al de ăsta. Iarăși. Ce mă enervează prostiile astea. Am uitat un hunter după mine, că normal că nu se putea fără un hunter beta. Aici toți sunteți morți. Ce mă enervează. Hai să ajungem să o salvăm pe Jill. Jill Valentina. Hai, bagă injecția cum bagă, prin vaccin. Mamă, i-a băgat tot ăla. Vaccinul era cu MOV. Pe care era soluția? MOV. Adică... cam așa punează vaccinul. Adică... asta își plare cu... cu T-virus-ul, că... zero de la... pentru că e același chestie. Adică e un fel de virus, dar mai îmbleșinat așa. E că avem și ăsta. Tyrell, what the hell happened? Ce a pățit? A T
Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. Ap întâi, deci după ce a plecat aia, cum îi cheamă? This is not a test. E după ce a plecat aia, cum îi cheamă? Din Resident Evil. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Da, toate lor nu prea le pasă. Ce iau? Ma. Da, păi hai să-i puțin, dă și tu un save aici. Oricum o să tai niște părți. Așa că ne batem cu o hoardă, dacă îmi amintesc bine. Da, aici așa un save, să fim siguri. Am ce să ia... Hai să iau un de ăsta așa. Am, nu știi ce, dă-i store și iau un de ăsta întreg. Acum suntem bine. I'm gonna try to lower the window shutters. The less entry points, the better. And how do we do that? I'll try hacking into the hospital. Ai, hacker echipei. A, încerca să se blocheze. Bar. Mamă, dacă s-au venit, de unde au venit atâția? Adică eu înțeleg că ăsta teoretic cel puțin că, ca să lansezi o bombă nucleară asupra orașului e cea mai bună soluție. Pentru că gen, e ori toată planeta, ori un oraș. Cam aia e. Ia pe aici. Ce faci? Nu ți-e și ție puțină rușine? Ce a pățit ăla? What the fuck? Ce a pățit ăla? Acum s-au dus, după ce le-am... După ce i-am prăjit. A, cred că sunt prea mulți și de-aia nu pot să fie. Așa explodează pentru că... A, n-am ac... Deci... Explodează... Explodează pentru că nu au unde să se ducă. Gen să... Sunt prea mulți pe hartă cum ar veni și... Cred că după aia erau niște probleme de procesare sau cea de genul. De la... De optimizare sau ceva. Partea asta e exact Call of Duty Zombies. Sunt mulți aici afară care... Sau... aia de acolo din fundal se poate dubioși, zic că sunt ceva dintr-un... ceva zombie de aia de... Nu știu. Mamă. Stai că-ți dau aici curent, ia uite. Pe bune. Așa, dă-i în cap. Sper l-a murit. Așa, distrage atenția și lua aia, că am început să dărâme toate părțile astea și mă enervează toți căcații ăștia care vin pe aici. Măcar am multe gloanțe. Deci dacă toți zombii din joc erau cum era, sunt așa de aici care cad o dată jos și rămân acolo și după se dezintegrează, era super ușor. Ăsta e de la Nemesis.
pe mine. Ia ce se plimbă ăștia pe aici. Aia din spate sunt efectiv doar de decor acolo, sunt mai mult un fel de texturi sau animații. Trebuie să fac ceva. Ia, de unde ai venit și tu? Dar acum mor mai repede, deci efectiv hunter ăștia acum sunt inutili, nu mai am nicio treabă cu hunterii. Doamne! În sfârșit, trebuie să iau... Dă cagată jos! Dă! Deci tu fă jos de pe mine! Mamă, acum am intrat pe aici, pe ușă, toți aia care erau acolo, o textură sau cea de genul. Ia un fel de... Stai puțin. Hai, bag-o, uite așa. Hold out until the explosion. Avem 30 secunde. Dă-mi și mie ăla, spray. Nu! Pe ăsta. Așa mi-a încărcat viața, normal că nu trebuie să încarce viața. Ce? Haide. Să strâng și toate itemele care sunt pe aici. First aid spray. Oh, explodează. Explodează. Măcar am reușit să rezolvăm ceva și noi ceva. Carlos, you all right? Not even close. Da, măcar n-a terminat. I'm coming back. Nu mai puteți mai tăceți. Vaccine's a real deal. Good. You going somewhere? Da. Damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Da, o să... Call the government. Tell them we found the cure. You stall for time. Da, am găsit un antidot. Ballsy motherfucker. Ozi, motherfucker. Hai de ce se întâmplă pe aici. Trezește, Jill. Iar ne băgătăm first person. Nu ne mai băgăm first person în Resident Evil. First person are ce cuta în Resident Evil. Poate așa ca... un mod extra. Unde a dispărut ăla? Cum îl cheamă? Avem good news. It's over now. The city's safe. Bune? Ce? Ah, stai că visează asta. Doamne, nu mai visa chestiile astea. Jill. Jill, ce faci? Mai visa. Jill. Ah, nu pot să controlez eu. It's the only way. S-a trezit. O fac niște screenshot-uri că poate... Nu știu unde ești. Ești în altă dimensiune. Da, ești bine acum. Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. Da. Ai, deja a doua zi. Cât a dormit asta? E că era dimineață, gen 4 dimineață. Nu. Cât a dormit? A dormit 12 ore, cât a dormit asta?
No, it can't be. Bine, create, un crate acolo. Trebuie să mergem să curățăm toată zona asta. Padlock door, să luăm toate itemele care le poate să gilda să fie în episodul următor. Pentru că deja am filmat vreo 30 ceva de minute, dar n-am putut, pentru că așa a vrut jocul să ne lasă să trecem așa de ușor de hunterii aia. Deci, cam atât a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe și ne vedem în episodul următor. Salut!